Începând cu anul viitor, prezența armatei va fi sporită în estul Europei. Statele Unite intenționează să trimită militar și armament și în România. Această măsură vine în întâmpinarea agresivității pe care Rusia a afișat-o. Americanii vor trimite o brigadă de blindate care vor acționa prin rotație în țările Europei răsăritene. Fiecare brigadă va rămâne 9 luni pe teritoriul european, după care o alta o va înlocui. Acestea sunt formate din 4200 de soldați, tancuri și vehicule blindate. Pentagonul nu a declarat oficial țările în care vor ajunge trupele, dar surse spun că și România ar fi pe listă. În cauză, Moscova a reacționat prompt. Rusia nu va asista pasiv la întărirea prezenței militare a SUA în Europa, iar răspunsul va fi unul simetric, a declarat reprezentantul permanent al Federației Ruse la NATO. Mai mult decât atât, rușii se arată amenințători. Aderarea Ucrainei și a Georgiei la NATO va plasa Europa în prag pragul unei crize majore, a declarat miercuri seara reprezentantul permanent al Rusiei, pe lângă Alianța Nord-Atlantică. Este imposibil de imaginat situația când aceste țări ar continua să nutrească speranța că vor adera la NATO, iar Alianța ar pregăti în mod real planuri pentru primirea lor, întrucât aceasta ar face să explodeze situația și va plasa Europa în pragul unei crize, a cărei dimensiune și amploare sunt imposibil de imaginat astăzi, a avertizat reprezentantul. Totodată cei din NATO sunt conștienți de consecințele grave ce ar putea apărea odată cu aderarea Ucrainei la alianță, urmări care ar afecta securitatea europeană. Deși acest lucru este înțeles atât de NATO cât și de Ucraina, nimeni nu a anulat decizia summitului NATO din 2008 de la București, potrivit cărea Georgia și Ucraina vor deveni membre ale alianței. Statele membre NATO au confirmat la summitul din 2008 de la București că Ucraina și Georgia au dreptul să adere la la alianță, dar au amânat rezolvarea acestei chestiuni pe termen nedeterminat.